Iar un lider de sindicat din poliție îi ia apărarea, spune că din cauza crizei de personal, agentul trebuia să preia toate apelurile de urgență din județul Olt. Nu putem să imputăm nimic dispecerului. Gândiți-vă că avem un singur om pe o tură de 24 de ore, pe o telefonie unde are semnale pe diferite culori. Și în momentul în care vorbea cu Alexandra, al doilea apel, i-a apărut apel de omor, de violență maximă, pe roșu, unde un soț își bătea soția. Și a trebuit să spună de ea, să închide, că era obligat în 9 secunde să preia apelul dispecerul de la Olt. Deci dețineți, un singur polițist, 24 de ore, gestionează tot ceea ce înseamnă 112 la nivel de județ. Da. Florin Negruțiu și Robert Kiș sunt alături de noi la această oră. Bună ziua, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Oameni prea puțin, ture de 24 de ore și o situație care ține de foarte multă vreme, spun sindicaliștii din poliție, așa că, spun ei, pe undeva e de înțeles că omul a încercat să rezolve mai repede, nu să scape de Alexandra, care îi dădea detalii despre ce se întâmplă. Domnul Coarnă, înțeleg că nu are nimic să-i reproșeze operatorului de la 112, nici operatoarei de la STS, nici polițistului de la 112. Noi avem să imputăm nenumărate lucruri. Printre altele, felul în care a trimis-o la plimbare pe Alexandra. Există un ghid de bune practici aflat la dispoziția poliției din 2007 prin hotărârea Inspectoratului General de Poliție. Este un act administrativ. Ei, acest de bune practici, în cazul persoanelor dispărute, minori, ar fi trebuit să fie cunoscut de acest domn de la 112. Pentru că el spune, în primul rând, nu minimaliza cazul, ia toate cazurile ca și când ar fi serioase. Ori polițistul de la 112 n-are nicio scuză să trateze astfel cazul. El a judecat-o pe Alexandra, n-a luat-o în serios în prima fază. Este foarte clar din felul în care îi se adresează că nu o ia în serios. Reacția lui de aia este atât de revoltătoare. Sigur că sistemul din care provine polițistul de la 112 este parțial responsabil de dezumanizarea acestor funcționari. Da, am aflat și noi că era într-o tură de 24 de ore. Ei au ture de 24 cu 72. Deci 24 de ore muncesc, 72 de ore se odihnesc. În același timp sunt singur pe tură. Dacă mai vine un apel, trebuie să stea la două telefoane. Trebuie să stea la două telefoane. Trebuie să-l închidă pe primul și să-l preia pe al doilea. Pentru că au un sistem de alertă pe diverse culori care nu alertează gravitatea situației semnalate, ci alertează STS-ul în privința timpilor de răspuns. Deci dacă polițistul de la 112 ajungea de la verde la roșu, butonul roșu alerta STS-ul că omul acela nu a răspuns la un apel și atunci el trebuia să dea niște explicații pe cale administrativă. De asta o punea pe Alexandra să închidă, ca să nu aibă el probleme pe linie de relații, poliție, STS și așa mai departe. Noi vorbim de monstru de la 112, da? Dar responsabil este însuși sistemul de creare acestor oameni. Putem să ne întrebăm ce fel de pregătire are omul ăsta, ce fel de studii are omul ăsta, cum a ajuns el la 112. Dintr-un ajung de șef de post, a ajuns să se ocupe de cazuri de răpire, sechestrare, viol și chiar omor. Cum ajung oamenii ăștia? Cine îi alege? Cine îi triază? Cine îi pregătește? Care este procedura standard? Vezi că noi avem și legi, avem și manuale, ghiduri de bune practici și o să mai facem, pe care le-am citit numai noi. Eu cred că oamenii ăștia n-au citit nimic din ce au la dispoziție acolo. Manualul citesc de aseară să văd cum ar fi trebuit să acționeze poliția. Ei, poliția scrie este sfătuită, clar, scrie totul. Adică totul. Înțelegem și noi în care manual nu este polițiști? Totul. În manual este totul. De pildă, se spune așa. În momentul semnalării dispariției unui persoană, ăla este momentul critic. Primele ore sunt critice. Tatăl Alexandrei semnalează șeful de post miercuri seara la 20:30. Alexandra sună a doua zi la 112, a doua zi la cât? După ora 11, așa. 11 și un pic. N-au trecut 19 ore.
Au trecut 34 de ore de la primul apel al tatălui Alexandrei la șeful de post. Deci 34 de ore până când oamenii aceștia au intrat în locuința lui Gheorghe Dincă. În condițiile în care manualul de bune practici în cazuri de răpiri aflat la dispoziția polițiștilor din Poliția Română spune așa: primele ore sunt critice, nu rezolvați în primele ore, după aia șansele de a găsi persoana respectivă sunt din ce în ce mai mici. E, și peste toate, Robert Kiș, vine acum premierul și zice: facem un comitet interministerial, adunăm 7 ministere și modificăm legislația. Sau mai dăm niște legi ca să fie bine. Cu toate că nu avem garanția că aceste legi, pentru că existau și până acum legi, existau proceduri, nu vor fi încălcate. Într-adevăr, trebuie îmbunătățită legislația, însă, de asemenea, și cu această legislație putem avea semne de întrebare, pentru că am văzut în ultima vreme cum este îmbunătățită legislația în România. Însă vedem, iată, de aproape o săptămână, oameni care au avut responsabilitate directă în acest caz, cum se scuză, încearcă să găsească scuze, să găsească motive pentru care nu și-au făcut treaba profesionist. De la cei care și-au dat demisia din cele mai înalte funcții, care au spus cu subiect și predicat că părăsesc funcțiile respective nu pentru că ar fi greșit sau nu pentru că ar fi fost probleme, ci pentru a nu păta această reputație a respectivelor instituții care inevitabil și fără doar și poate a fost pătată. Cât despre măsurile pe care le anunță premierul Gheorica Dăncilă, un lucru nu înțeleg. Nu înțeleg de ce este nevoie de fiecare dată să venim cu un decalog. Iată și acum 10 măsuri. Aceste 10 măsuri, din cele 10 măsuri, dacă ne uităm atent peste ele, mai bine de jumătate sunt rapoarte pe care le-a cerut premierul Gheorica Dăncilă, demisii care au fost făcute și printre ele și numirea interimară a domnului Mihai Fifor la Ministerul de Interne. Deci nici de cum nu vorbim de 10 măsuri, așa cum prezintă premierul. Era de așteptat să aibă această comunicare publică. Este pusă Gheorica Dăncilă într-o poziție dificilă, politic vorbind. Am văzut, știm, din interiorul ședințelor de partid, le-a transmis liderilor că m-ați nu doarme singură, decât două ore pe noapte, că a fost lăsată singură în comunicarea pe acest caz, ceea ce într-adevăr s-a și întâmplat. Nu am văzut foarte mulți lideri ai partidului să comunice. Și dar ce să spună, Robert Kiș? Ce spui? Într-adevăr, greu de spus, pentru că de ani să bun iasă președintele PSD Olt să spună că îl știe sau nu de știe. PSD este partidul care a administrat această țară și motivul pentru care suntem în acest punct este și din vina Partidului Social Democrat și a modului în care au fost promovați oameni pe diferite funcții. Pentru că nici nu e nevoie să ne uităm, adică vedem noi la cel mai înalt nivel calitatea profesională a oamenilor, vă dați seama cum arată totul în țară, în teritoriu, acolo unde, nu știu, comunicarea publică este mai puțină, nu există oameni care să le pună întrebări, oameni care să le conteste calitatea profesională pentru funcțiile pe care le ocupă, decât, iată, în astfel de situații, atunci când vorbim de tragedii și atunci când ajungem să vedem... Toată lumea își aduce aminte că știa că, de fapt, cel despre care se vorbește, că e șeful de post, că e șeful poliției, dar ăsta e cel care n-a luat examenul. Omul lui. Este omul lui. Și mai departe? Mai departe ne sunt promise măsuri. Ne este promisă o restructurare adevărată. Ministerul de Interne, ne spune domnul Fifor, va trece printr-o analiză serioasă și toată lumea este dispusă să participe activ la această analiză. Probabil la următoarea tragedie, Doamne ferește, dar de multe ori nici Dumnezeu nu ne ajută în astfel de situații, vom constata din nou problemele pe care le are sistemul și care nu se schimbă de la o situație la alta. Pentru că știam, Florin Negruțiu, de la sindicaliștii din poliție, de ani buni, că n-au pixuri, n-au pe ce să scrie, n-au benzină să-și pună în rezervoare să meargă cu mașinile, că mașinile sunt vechi. Ne spunea ora trecută un sindicalist din poliție, pe hârtie au dotări de sute de milioane de euro pe bani europeni și care stă și pe care se pune praful, așa cum se întâmplă cu dotările din spitale, unde și ele există, dar nu sunt specialiști să le opereze. Aici la poliție nu a știut omul să ne spună foarte clar de ce stătea praful pe echipamente, că ei nu le-au folosit. Au tablete,
care poți să prinzi muște, probabil, în cel mai fericit caz. Uite, și cam atât. Ce face dintr-o instituție să fie puternică? Ce înseamnă o instituție puternică? Faptul că are pulane mai multe? Faptul că are pistoale și aparatură și tehnică militară? Faptul că are, de Carmen Dan Colo înainte să are uniforme mai fistichii? Faptul că au benzină? Faptul că sunt mai mulți sau mai puțini? Păi nu? Nu. O instituție este puternică atunci când se bucură de încrederea populației. Este cel mai mare capital pe care poate să-l aibă o instituție într-o țară. Ori în acest moment, încrederea populației în această instituție cheie din statul român, care se numește Poliția Română, și situația este valabilă și la jandarmerie, este aproape de zero. Încrederea se câștigă greu, în ani, și se pierde foarte repede. În acești 3 ani de zile, poliția a ajuns o instituție aflată la cheremul partidului. Iar Robert știe felul în care se împart funcțiile în aceste instituții. Tu al cui ești? Păi sunt al lui Oprișan. Tu al cui ești? Păi acolo la Olt sunt al lui Stănescu. Păi tu al cui ești? Păi sunt al lui Bădălău. Păi tu al cui ești, șeful poliției? Păi sunt Dragnea. Al cui? Al lui Dragnea. Nu? Că pe șeful poliției îl cheamă acum Dragnea, pus de Carmen Dan în funcția respectivă. Bun, este o repercutare a modului de organizare a Partidului Social Democrat la nivelul statului român. Statul român este făcut în acest moment de instituții care reflectă de modul acesta de organizare pe baronate al PSD. Cexul PSD, plin de baroni locali, care își pun oamenii în funcții cheie, care funcționează pe baza unor relații clientelare, feudale, este vizibil la nivelul instituțiilor statului român. Eu n-am niciun fel de încredere că domnul Fifor poate să facă ceva în poliția română, pentru că ar trebui să înceapă cu ai lui. Ar trebui să taie în carne vie și să înceapă să dea afară dintre ei lui. L-ai amintit pe ministrul interimar de interne, iată ce a descoperit astăzi. Informații despre operațiunea de salvare ratată de la Caracal. Polițiștii au pierdut timp în căutarea Alexandrei pentru că numărul 2 din Poliția Județului Olt n-a cerut ajutorul jandarmeriei pe linie oficială și a sunat un prieten. Am făcut aseară o discuție cu încuternicitul la jandarmi. Mi-a explicat despre ce a fost vorba. Am înțeles că s-a sunat în virtutea unei relații de prietenie către cei de la Craiova. Și omul acela a spus, dom'le, nu mă mai suna pe mine, pentru că eu nu mai lucrez unde știi tu că lucrez. Sună la colegii de la Olt, cum e firesc, dacă ai nevoie de sprijinul jandarmilor. S-a clarificat chestiunea aceasta, s-a sunat la jandarmi la Olt și a fost sprijin cu jandarmi. E o manieră profesionistă de lucru? Categoric. Adică nu poți să stai să cauți în telefon, în agenda telefonului, să vezi, hai că-l sun eu pe cutare, că-l cunosc și îți trimite și mie 10 jandarmi. Și vorbim acum cu Andreea Milea. Andreea, cu cât a întârziat polițistul intrarea jandarmilor în cazul respectiv? Într-adevăr, a vorbit astăzi Mihai Fifor despre refuzul jandarmeriei Craiova de a interveni în cazul Caracal. A fost îngreunată operațiunea pentru că adjunctul de la Inspectoratul de Poliție din județul Olt a ales să-și sune o cunoștință, un prieten despre care știa că lucrează în cadrul jandarmeriei Craiova. Acesta i-a răspuns la rândul său că nu mai activează în cadrul acestei structuri și l-a redirecționat spre jandarmeria Olt. De acolo s-au deplasat la fața locului 10 jandarmi de la ordine publică, deși adjunctul de la Inspectoratul de Poliție din județul Olt ar fi vrut să fie la fața locului 20 de jandarmi. Dar aceștia, cei de la Jandarmeria Craiova, au spus că au structurile angajate într-o altă misiune. Vorbea astăzi ministrul Mihai Fifor despre lipsa de profesionalism, bineînțeles, a adjunctului de la Inspectoratul din județul Olt, pentru că a ales să procedeze în acest fel și să îngreuneze, iată, modul în care autoritățile s-au mișcat în ziua de vineri. De altfel, tot astăzi Mihai Fifor a vorbit și despre îmbunătățiri ce vor fi aduse în cadrul sistemului 112. Vorbea acesta despre o dispecerizare integrată. Cu alte cuvinte, spune ministrul interimar al internelor că
Se va da un ordin în capitală inițială, ce va trebui să fie pus în practică până în 8 august, prin care în dispecerate să fie prezenți fizic polițiști, astfel încât un apel 112 să fie preluat rapid de la operator către polițist pentru soluționarea unui astfel de caz. De altfel și Raed Arafat a propus câteva îmbunătățiri pentru sistemul 112, ce s-au discutat în cadrul comitetului, ce vor fi de altfel puse în practică. Spunea Raed Arafat că sunt ședințe aici la Ministerul Afacerilor Interne și astăzi și mâine pentru a se stabili ce măsuri vor fi puse și în practică. Acel refuz pe dumneavoastră este de fapt o solicitare a comandantului grupării de a se adresa unității competente, adică Inspectoratului de Jandarm Județean Olt, care are un detașament de ordine publică chiar în zona respectivă, în orașul Caracal. Nu este vorba de un refuz, este vorba doar de o redirecționare a solicitării către cei competenți să acționeze acolo. Colegii de Grupare de Jandarmi Mobilă Craiova au, într-adevăr, o competență teritorială extinsă în mai multe județe și de fiecare dată când într-un anumit județ se desfășoară acțiuni de mai mare amploare care nu pot fi acoperite cu efectivele din inspectoratul respectiv, se solicită sprijin și aceste forțe suplimentare vin, să spun așa, să suplimenteze efectivele care acționează teritorial acolo. Deci s-a mai întâmplat să meargă de la Craiova în zona despre care vorbim acum. Da, dar acum în acest caz despre care vorbim, asta a fost neînțelegerea. Jandarmii au participat la acea activitate din acea seară. Din acea dimineață, cu mențiunea că au fost direcționate efective de la Inspectoratul de Jandarmi Olt, care are un detașament chiar acolo în zonă. Bun, spuneai, Florin Negruție, un manual pentru polițiști în care sunt pașii foarte clari ce au de făcut. O fi și o procedură când ai o problemă unde să suni ajutor. Și nu cred că scrie nicăieri că suni un prieten. Da, și ministrul de interne, domnul Fifor, a picat într-o poveste pe care nu prea știe. Acum încearcă să se acomodeze, încearcă să găsească ușa de la birou. Și că am vorbit aseară cu un puternicitul de la jandarmi. O nouă denumire în nomenclatorul de meserii din Ministerul de Interne. Foarte des întâlnită, de altfel. Care e împuternicitul de la jandarmi și împuternicitul de la polițiști. Ei au niște denumiri foarte... Puternicitul de la Ministerul de Interne. Da, ei au niște denumiri foarte complexe. Adjunct, șef, ofițer principal, nu știu ce. În fine, domnul Fifor acum încearcă să înțeleagă unde sau în ce s-a băgat. Domnul Moga a înțeles după de 7 repede, zile și a plecat rapid, pentru că mizeria de acolo este atât de mare. Moștenirea lăsată de Carmen Dan în Ministerul de Interne este atât de sulfuroasă încât îți trebuie nervi tari ca să poți să reziști în povestea asta. Mai ales că acolo sunt oameni care nu comunică între ei, fiecare fiind al altuia. Toate rețelele astea de comunicare instituțională sunt rase. Oamenii nu mai știu să comunice normal. Nu mai știu la cine să apeleze. Polițistul, șeful, adjunctul șefului poliției din Olt,